În cadrul acțiunilor desfășurate, forțele de ordine au verificat modul în care sunt respectate prevederile legii 55 din 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemice de COVID-19. Astfel a fost verificate 176 de societăți comerciale, 140 de mijloace de transport persoane, fiind legitimate și 864 de persoane. Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 205 sancțiuni contravenționale, dintre care 118 pentru nepurtarea măștii de protecție iar diferența au constituit alte abateri. Alte 29 de sancțiuni au fost aplicate de jandarmi, 23 dintre acestea au fost pentru neportarea măștii de protecție și 6 pentru lipsa declarației. Tot pentru nerespectarea măștilor de protecție individuală au mai fost aplicate trei amenzi de către polițiștii locali. Valoarea totală a sancțiunilor este de 52.000 de lei. Cetățenii au fost informați cu privire la faptul că, începând cu data de 28 martie, se va restricționa circulația autovehiculelor și persoanelor intervalul orar 25, închiderea programului de funcționare a societăților comerciale începând cu ora 18 a sfârșitului săptămânii, în localitățile unde incidența rate de infectare este de peste 4 la 1000. Oamenii legile reamintește sălășenilor că este permisă circulația în intervalul mai sus precizat pentru următoarele motive. Deplasarea în interes profesional inclusiv între locuințe, gospodărie și locul sau locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi. Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente. Deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei. Deplasarea din motive justificative, precum îngrijirea, însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, sunteți obligați să prezentați la cererea forțelor de ordine, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, sunteți obligați să prezentați la cererea forțelor de ordine, o declarație pe propria răspundere completată în prealabil. Polițiștii le recomandă tuturor cetățenilor să păstreze distanțarea fizică, să poarte masca de protecție și să nu se expună la riscuri.